Ne reauzim astăzi, sau mă auziți doar voi pe mine, citind un pic din Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana Țâbuliac, probabil o carte arhi cunoscută și vouă, așa cum mi-a fost și mie și nu știu de ce nu am citit-o până acum. Să vedem ce avem pe coperta 4-a cărții. Tatiana Țăbuleac a reușit un tur de forță cu acest prim roman al ei. Începutul, un overflow de imagini furioase și hipnotice, aduce bine cu portocala mecanică. De la un punct încolo, furia începe să se domolească, înlocuită de o visătorie paranoidă coagulată în jurul figurii mamei, generând la foc continuu fraze cu nimic mai prejos decât cele ale aglaiei veteranii. Iar ultima treime a romanului, în care o mamă bolnavă de cancer și un fiu așteaptă moartea împreună, ei bine, pentru intensitatea ei atât de particulară, nu-i pot găsi Tatianei Țăbuleac vreun corespondent. Scurt și intens, romanul ei splendid impune o prozatoare de la care am cele mai mari așteptări, spune Radu Vancu. Cine este Tatiana Țăbuleac? Până atunci aceasta este o carte împrumutată de la bibliotecă. Tatiana Țăbuliac s-a născut la 15 octombrie 1978 în Chișinău, Republica Moldova. Absolventă a liceului Iulia H.D. din Chișinău, licențiată a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM. Devine cunoscută publicului larg în 1995, când inițiază rubrica Povești adevărate în cotidianul Flux. Din 1999 face parte din echipa ProTV Chișinău în calitate de reporteră, editoare și prezentatoare de știri. Actualmente este stabilită la Paris, unde lucrează în domeniul audiovizualului. Are un blog, tatianatibuleac.net. Debut editorial cu Fabule Moderne, editura Urma și nou 2014, ediția a doua, editura Libris Editorial, Brașov 2016. Cea de-a doua carte, Vara în care mama a avut ochii verzi, cartier 2017, este distinsă cu premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova în 2017, premiile Observator Cultural și Observator Liceum 2018. De la apariția sa până în prezent, această carte s-a vândut deja în peste 10.000 de exemplare. Romanul a apărut în traducere franceză în 2018 și spaniolă în 2019. În 2018, Tatiana Țibuleac a scos la editura Cartier romanul Grădina de Sticlă, prima ediție, într-un tiraj de 3000 de exemplare, epuizându-se în două luni. Această ediție a apărut, ediția a șaptea, a apărut în martie 2019 la editura Cartier. Să vedem ce am selectat din ea. În acea dimineață, în care o uram mai mult ca oricând, mama împlinise 39 de ani. Era mică și grasă, proastă și urâtă. Era cea mai inutilă mamă din câte au existat vreodată. O priveam de la geam cum stă la poarta școlii ca o cerșetoare. Aș fi ucis-o cu jumătate de gând. Pe lângă mine, tăcuți și speriați treceau părinții o adunătură tristă de perle false și cravate ieftine, venită să-și colecteze copiii nereușiți ascunși de ochii lumii. Cel puțin ei făcuseră un efort ca să urce. Mamei îi era în cot de mine și de faptul că absolvisem totuși o școală. Am lăsat-o să se chinuie aproape o oră, urmărind-o cum mai întâi s-a enervat, mergând încolo în încoace de-a lungul gardului, apoi a rămas în loc aproape plângând ca un om căruia i s-a făcut o mare nedreptate. N-am coborât nici atunci. Mi-am lipit fața de geam și am stat așa privind-o până au ieșit toți copiii. Chiar și mars în scaunul cu rotile, chiar și orfanii pe care la poartă îi așteptau doar drogurile și ospiciile. O vedeam pe parcursul zilei ba în ușă, ba într-un geam, ba în câmp printre flori ca o nălucă ce putea trece prin pereți și ziduri doar cu puterea gândului. Era mereu mișcătoare și diafană în una din rochiile sale de care nu se mai despărțea, privind un lucru minute în șir ca actorii din piesele mute. Mama era alta. Din vechea mamă nu rămăsese mai nimic, însă nici eu nu mai știam cine sunt, cine am fost și ce se întâmplă de fapt cu noi. În sinea mea eram sigur că sfârșitul, într-o formă sau alta, este foarte aproape, pentru că atâta bine se dă doar copiilor sau muribunzilor. Mama m-a chemat în lanul de floarea soarelui să mă anunțe că este pe moarte. Am cancer, Alexi, un cancer rău și turbat. Mi-a spus ea și ziua a început să se coaguleze în aceeași secundă. Zâmbetul ei de tulpini frânte, verdele scurs din ochii ei, albul ei de nimb rănit. Cu alte cuvinte, continua ea, chiar dacă în acele minute ar fi stat lungită pe un pat de spital, înconjurată de medici deștepți, nu într-un lan cu flori alături de fiul ei nebun, cancerul ei rău oricum ar fi mâncat-o până la ultima fărâmă, ar fi subt o până la ultimul os, doar că mai lent, iar ea voia o vară, o ultimă vară pe care să o trăiască și ea ca un cancer turbat, o vară în care să moară trăind până la capăt. La moarte te gândești doar când mori, Alexi, abia când mori și este o prostie, o mare prostie, pentru că moartea este cel mai probabil lucru care îi se întâmplă unui om în locul tuturor visurilor, de fapt singurul care îi se va întâmpla cu siguranță. De aceea, Alexi, să nu faci niciodată lucrurile aiuria cu gândul că mai ai timp să le îndrepți, pentru că nu vei avea. Timpul care va veni îl vei cheltui doar pentru a face și mai multe lucruri Iuria și pentru a muri și mai repede. O cărticică micuță de doar 122 de pagini. Se citește ușor. După cum puteți observa, are și capitole destul de scurte, 77 în total. Vă doresc lectură plăcută. Dacă nu ați citit vara în care mama a avut ochii verzi, așteptați un pic până sâmbătă, atunci când vom povesti despre acest roman semnat de Tatiana Țăbuliac. Până atunci, lecturi plăcute!